Pentru vocea lui, el, actorul de comedie Alexandru Arșinel, m-a făcut să-l admir și să-l invidiez în același timp. Și ce voce! Ideală pentru evergreen-uri pe care nimeni nu le refuză niciodată, cum scria criticul muzical Smaranda Oțeanu. Și continuă, m-a atrăgea prin numele lui de pe afiș la toate minunățiile de la Tănase. M-a făcut să respect și mai mult genul revistei, pe cât de popular, pe atât de dificil de construit în datele bunului simț și ale profesionalismului. Cu aerul lui bonom, Arșinel transmite un amalgam de seriozitate și umor, spune mai tânărul său coleg de scenă, Adrian Enache. În fine, înapoi la cântec. M-a derutat faptul că vreo 3-4 melodii de pe albumul Ce faci astă seară tu aveau ceva schimbat în texte. L-am căutat și am aflat că le-a înregistrat așa cum au fost lansate în perioada interbelică. Exemplul de astăzi, Du-mă acasă măi tramvai de Vasile Vasilache, textul Ștefan Cristodulo. Puțin haz, bucurie nedisimulată. Iar dacă o să mă întrebați ce am iubit mai mult pe lumea asta, cântecul l-am iubit foarte mult. Ies copiii mari și mici pe maidanului mătreață să se joace în arșici. Coala feta lui năică se certa cu-n precupeț pentru nou și-o pătlăgică ca să-l mai lase din preț. De la crâșma lui năiță un se vinde tulburel, iese unul făcut criță cu țambalul după el. Așa e viața de mahala, ruptă din inima mea. Du-mă acasă, măi tramvai, du-mă acasă, ce mai stai? Du-mă la căsuța mea, cu portiță și cișmea. Noaptea se lasă în mahala și câinii latră e pustiu. La o portiță stă cineva și mă așteaptă ca să vin. Du-mă acasă, măi tramvai, du-mă acasă, ce mai stai? Du-mă la căsuța mea, cu portiță și cișmea. Noaptea se lasă într-un mahala și câinii latră apustil. La o portiță stă cineva și mă așteaptă ca să vin. Noaptea se lasă și câinii latră e pustiu. La o portiță stă cineva și mă așteaptă ca să vin. Du-mă acasă,